se circulă în condiții de iarnă cu viteză redusă. Drumul de acces, drumul județean dintre Săbăoași și Simenești este blocat, dar avem utilaje care o să înceapă dezăpezirea și estimez eu că undeva în aproximativ 2 ore va fi desfundat și va fi redat traficului. Drumul care merge spre Mircești, tot drumul județean, strada Orizontului în speță, este desfundat și practicabil. Drumul de legătură cu Ghereștiu este parțial practicabil, o să avem utilaje și în acea zonă, iar drumul dintre Săbăoani și Pildești este practicabil, bineînțeles în condiții de iarnă, ținând cont că sunt în câmp deschis și vântul suflă la rafală undeva cu 55-65 de km pe oră. Azi noapte m-am pus la somn la ora 4:30, la ora 4 încă eram în Săbăoani, am preluat din traficul greu care era pe drumul european, l-am luat prin Săbăoani efectiv, am vorbit cu domnii de la Brigada Rutieră de la Roman și dumnealor i-au direcționat prin strada Orizontului în speță, apoi pe strada Progresului. Am avut două utilaje care au lucrat în continuu pe strada Progresului și au eliberat calea și dădeam drumul la câte un tir, ieșea pe cane europeană, primeam un altul. Estimez că eu personal am dirijat undeva în jur de 50 de tiruri în intersecția străzilor Orizontului cu Progresului. Da, suntem pregătiți, am reușit, am dat ieri, încă de ieri am anticipat că va fi foarte, foarte grav și operatorii de pe utilaje am făcut un rulaj al lor, le-am dat câte 2, 3, 4 ore de odihnă. Azi noapte până la ora 4 am avut 2 operatori, de la ora 4 au venit alți 3 operatori care au preluat o sărăriță, un bui de excavator și o volă arcuită. Acum am discutat cu un domn care o să plece cu bui de excavatorul pe drumul de la Simenești. Da, efortul este susținut, continuu și considerabil și acheisez la ideea dumneavoastră de a nu încuraja sau să nu ne pornim la drum decât dacă este imperios necesar, pentru că condițiile meteo nu sunt dintre cele mai bune și prietenoase, astfel încât să ne dea această posibilitate și plăcere de a ne plimba. Au fost situații pe parcursul nopții de persoane blocate în trafic pe rasa comunei dumneavoastră? Au avut nevoie de găzduire, eu știu, de mâncare, de ceva? N-am avut persoane care să fie găzduite în Săbăoani, nu ne-a cerut nimeni sprijinul. Am avut o corespondență întreagă cu colegii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Am scos camioane care au fost împotmolite, am eliberat pentru unele mașini mici, am deschis căile chiar în acest moment, depun diligențe pentru a găsi un loc unde să adăpostesc un camion care transportă animale. Și colegii mei, adică în speță viceprimarul cu consilierul personal, sunt pe drumul european unde împart alimente și apă celor care au rămas blocați. La nivelul comunei nu am întâmpinat mari probleme, am depus eforturi mari împreună cu echipa de la situații de urgență și cu toate utilajele cu care am avut contract de prestări servicii pentru situații extreme întâlnite pe timp de iarnă, astfel încât drumurile principale din comuna Cortun au fost practicabile non-stop 24/24 în condiții de iarnă, adevărat. Ați avut solicitări mai deosebite, eu știu, solicitări de hrană, de cazare pe timp de noapte, persoane blocate, eu știu, situații mai grave. Au existat ceva probleme pe drumul județean DJ207B între Simionești și Săbăoani, la ieșirea din comuna Săbăoani. Au fost și acum, la ora actuală, sunt blocate mai multe tiruri și un autocar în acea zonă. În acea zonă, utilajele lucrează, sperăm ca într-o oră să remediem și acea problemă. Sunt pe raza comunei Săbăoani acele utilaje, au fost persoane care nu au înțeles că în anumite zone, datorită viscolului și datorită depunilor masive care se realizează într-un termen foarte scurt, pot rămâne împotmoliți. Și au fost oameni care au fost puțin mai încăpățânați, s-au aventurat cu tiruri și au rămas împotmoliți. În cursul nopții trecute, chiar pe la ora 3 și ceva, am fost în acea zonă și am cazat la nivelul primăriei o persoană care a intrat în șanț cu o camionetă de 7,5 tone. Situații deosebite grave nu am întâmpinat la nivelul comunei. Cred că lucrurile au fost în parametrii normali pentru condiții
meteo extreme. Spuneați că printre cei care s-au blocat în zona dumneavoastră se numără și un autocar. Despre ce e vorba acolo? Sunt copii, adulți, câte persoane? Sunt doi copii în autocar. Colegii de la poliția locală au fost, au discutat. Sunt ucrainieni, sunt greci în autocarul respectiv. Sunt 39 de persoane. Colegii de la poliția locală, așa cum am spus, au discutat cu dumnealor. Dânșii au hrană, au combustibil, nu au avut absolut nicio nevoie din partea noastră. Le-am transmis mesajul acum circa o oră, când două ore vom ajunge la dumnealor și vom remedia problemele de drum, în sensul în care vom reuși să desfundăm până în zona lor. Am înțeles. Domnule primar, vă mulțumesc pentru intervenție. Dacă doriți să transmiteți un apel către participanții la trafic... Sunt condiții meteo extreme, rog ca fiecare participant la trafic să aibă răbdare și să înțeleagă această situație. Nu am mai întâlnit nici noi o situație extremă de genul ăsta în luna aprilie, dar cred că această zăpadă este binevenită pentru zona agricolă și pentru echilibrarea pânzei de apă featice la nivelul solului. Și cu toate că au fost eforturi mai mari în această perioadă, cred că este și benefică această zăpadă, așa cum am menționat. Am mobilizat salariații din cadrul aparatului de specialitate al primăriei Gherăiești. Toate utilajele au fost în stare de funcționare, au montat cupele, deși credeam că nu o să mai avem de-a face cu așa ceva. Căutați să menținem în permanență, în principal, căile de acces în comună să fie libere, astfel încât în cazul unei urgențe să se poată interveni cu operativitate. Și chiar am avut un caz din ăsta. S-a prinsese un coș la o sobă, la o persoană din satul Gherăiești și domnii de la detașamentul de pompieri au putut interveni cu operativitate. Dimineață, la ora 3 și jumătate, încă se lucra. Am, să știți, în zonă a fost și domnul comisar șef de la secția 3 de poliție rurală Săbăuani. Au fost cei de la ISU, au fost cei de la detașamentul de pompieri din Roman. Au fost probleme, dar fiind faptul că șoseaua E85 de E2 era blocat, datorită unor persoane indisciplinate care nu au înțeles că nu trebuie să forțeze nota atunci când există o coloană de asemenea lungime și au blocat efectiv, printre care a fost un autocar cu 35 de copii, din ce mi s-a spus, și nu le mai funcționa aparatul de încălzit. Deci nu mai încălzea în interior și era problemă. Atunci domnul Vici cu colega din aparatul de specialitate au făcut ceai fierbinte și s-a dus domnul Vici primar acolo cu să le dea măcar până reușim să-i aducem. Am eliberat calea de acces de la DN2 pe la intersecția cu Iuganiu. Am eliberat și pe strada Tineretului. Au plecat, n-au mai fost nevoie. Am înțeles. Eu sper că ei s-au dus la Roman și că au rămas cazați, nu de alta, dar drumurile către exteriorul județului erau oricum blocate, adică mi se nu fi rămas prin altă parte. Să vă rog, dacă sunteți amabili, să-mi permiteți să le spun oamenilor că fac un apel la toți locuitorii comunei noastre în principal și de ce nu și la ceilalți să înțeleagă atunci când sunt situații de genul ăsta, cum este cazul cod roșu sau cod portocaliu sau așa, să nu se hazardeze fără a fi pusă la punct mașina din toate punctele de vedere, să fie dotată cu tot ce trebuie, cauciucuri de iarnă, să fie semnalizată, să aibă lopată, să aibă nisip în portbagaj, dar ar fi mai bine să evite pe cât posibil, doar dacă este absolut necesar să se deplaseze. Altfel, mai bine să rămână, să aștepte să rezolve problema.